Salvarea de vieți are prioritate. Secundele pot face diferența dintre viață și moarte atunci când un om are imediat nevoie de ajutor. Elevii de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva au învățat să acorde primul ajutor de la paramedicii Salvital. Și încep. Și 1. 1. L-am mișcat. Da. Încă o dată măsură. Ok, deci. Deci tot timpul. Jumate. Aici. Jumate. Așa, da. Asta pui peste. Una stângă peste. Și acum. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, mișcat-o și 7. Învață, mâine poți și tu salva o viață. Zeci de elevi de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva s-au bucurat că au ocazia să învețe cum să acorde primul ajutor de la paramedicii Salvital. La curs au fost simulate situații critice care se pot întâmpla în orice moment în viața de zi cu zi. Copiii au fost încântați de cunoștințele acumulate, mai ales că a existat și o parte practică, iar lecția s-a desfășurat interactiv. Cursurile de prim ajutor sunt foarte utile și ne ajută foarte mult pentru că viața oamenilor contează, viața oamenilor stă în acordarea primului ajutor și pentru mine însemnătatea de a face bine oamenilor contează foarte mult. Și mi se pare foarte important, mi se pare un lucru de bază să știm aceste operațiuni de prim ajutor, de acordat, pentru că se întâmplă foarte des ca rudele, prietenii, să se nece, să se întâmple ceva și tu ar trebui să știi să acționezi ca atare, pentru că dacă nu știi ce se întâmplă, s-ar putea să faci mai rău. Tinerii au avut multe de învățat, cum și în ce condiții să apeleze Sistemul Național Unic de Urgență 112, riscurile la care se expune salvatorul și cum să fie gestionate, cum să evalueze o persoană căzută, care este poziția laterală de siguranță și când se folosește, cum se face dezobstrucția căilor aeriene, resuscitarea cardiopulmonară și executarea manevrei Heimlich. Ne poziționăm în același timp, în spatele victimei și cu o mână o prindem de abdomen. Uitați cum fac colegii. Și o aplecăm în față și o încurajăm să tușească din nou. Și eliberăm cât se poate aici la gât, dacă are cămașă, și îi dăm senzația că el va putea respira. Este și partea. Cu cât secundele trec asupra unui pacient care are nevoie de ajutor, să știe să le facă corect și să acționeze foarte rapid. Anul trecut am început în municipiul Hunedoara și s-a văzut un interes din ce în ce mai mare la toți elevii, toți copiii din municipiul Hunedoara și am făcut până la urmă tot municipiul, la toate școlile, inclusiv câteva grădinițe pe la sate. E important, cum zicea doamna director Alina Sârcu, că spiritul civic până la urmă se manifestă în ceea ce facem noi, o familie, la școală. Doamne ferește să se întâmple un accident. La noi se întâmplă când te ocolesc mașinile, ești căzut pe jos, nu știi dacă ești viat, ai vreo problemă, dar te ocolesc, nu se oprește nimeni. Ține de spiritul civic, în societate, în municipiul vostru, la școală, dacă se întâmplă ceva, să acordați acest prim ajutor. Și cadrele didactice de la Liceul de Arte s-au bucurat că paramedicii de la Salvital au venit să ofere aceste învățături. Ele consideră că este foarte important ca elevii să știe să acorde primul ajutor. Ne bucură astfel de inițiative și mulțumim Asociației Salvital și Primăriei Deva că a venit cu propunerea de a face astfel de acțiuni pentru elevii și profesorii din școli. Ne bucurăm că s-a început cu Liceul de Arte, sunt binevenite, ține până la urmă de spiritul civic și ar trebui făcute la nivelul mai multor instituții astfel de acțiuni. Evenimentul a fost organizat de Asociația Salvital cu ajutorul Consiliului Județean și în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva. Este un parteneriat foarte important pe care Consiliul Local Deva l-a încheiat în perioada anterioară cu Asociația Salvital, tocmai pentru că a luat în considerare faptul că locuitorii municipiului Deva pot avea nevoie de astfel de cursuri de prim ajutor, copii, iată, care se desfășoară acum aici pentru copii. Sunt convinsă că acest parteneriat va aduce și alte beneficii și astfel de cursuri vor putea fi extinse și la alte școli și chiar și la instituțiile publice și, mă rog, la toate instituțiile și entitățile care sunt interesate. Eu cred că astfel de cursuri sunt necesare, sunt importante, pentru că trebuie să știm ce trebuie să facem în momentul în care ne trezim într-o astfel de situație neplăcută și iată că, din păcate,
păcate, trăim vremuri destul de complicate în care este chiar bine să cunoaștem astfel de manevre. Paramedicii Salvital își propun să ajungă în cât mai multe școli din județ, mai ales că sunt primiți cu atât de multă bucurie de elevi, dar și de cadrele didactice.